36 de elevi din școlile din Slatina au mers la începutul lunii septembrie în mult așteptată excursie la Disneyland Paris. Astăzi am făcut cunoștință cu cei 3 câștigători ai școlii gimnaziale numărul 1. Entuziasmați și cu zâmbete largi, copiii au povestit cele mai frumoase momente din minunata lume Disney. A fost foarte frumos. A fost de neuitat. Toate locurile și toate obiectivele turistice pe care le-am vizitat. Cum ai profitat de experiența din Disney? Să ne oprim la Disney. Vreau să spui tu. M-am dat chiar în toate. M-am dat în Star Wars, în Indiana Jones, în liftul groazei. Chiar în tot m-am dat. Cât de mult stăteai la coadă? Undeva la, chiar stăteam la 70 de minute, dar nu se simțea. Pentru că ne distram, eram în grup. Care a fost carosul tău preferat? Liftul groazii. A fost foarte frumoasă, una de neuitat. Au fost foarte multe lucruri frumoase și unice. Ce te-a impresionat pe tine? Cel mai mult m-a impresionat liftul și Indiana Jones. A fost foarte frumos, m-am bucurat extrem de tare. Cel mai mult mi-a plăcut liftul groazei și Star Wars. La Star Wars de ce? A fost foarte mișto că te dădea foarte mult peste cap, la foarte multă viteză, te scotea pe afară și nici nu te dai seama ce timp scoate. Conducerea școlii spune că Disney Cup este unul dintre cele mai îndrăgite concursuri în rândul copiilor. Le pune mintea la contribuție, le împinge limitele și le oferă ca premiu o experiență unică. Cu siguranță, elevii școlii gimnaziale numărul 1 din Slatina și toți ceilalți copii își vor aduce aminte mereu acest moment unic în copilăria lor. O perioadă în care au râs, s-au distrat, s-au jucat, au cântat, au vorbit în limba franceză, au atins cerul cu mâna, unii dintre ei fiind la prima experiență cu avionul și de ce nu și-au trăit o bucățică din copilăria lor la intensitate maximă. Cu această ocazie le mulțumim organizatorilor, Primăria Municipiului Slatina, le urăm gânduri frumoase pentru a putea să ajute și să le ofere bucurie și altor copii cu această excursie minunată. Concursul de cultură generală Disney Cup, organizat de Primăria Municipiului Slatina, își propune să scoată în evidență aptitudinile elevilor la disciplinele din area curriculară și de a sublinia importanța domeniilor culturale în dezvoltarea personală.